Slăviți să fie Domnul! Rugăciunea în numele Lui Isus. Ca să putem înțelege mai bine sensul sau cum ar trebui să fie rugăciunea în numele Lui Isus, aș vrea așa, dacă puteți, oricum ar trebui să faceți acest lucru, să vă imaginați că Domnul Isus Hristos este aici, la dreapta mea. Imaginați-vă că El este aici, iar eu vin și cer lui Dumnezeu Tatăl ceva în numele lui Isus. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă, în primul rând, când cer în numele Lui, să spun ceva ce El mi-a spus deja. Adică El deja, ceva ce îmi sugerează El. El îmi poate sugera în mod direct, adică îmi spune, uite, cere, mai multă înțelepciune. Cere mai multă putere. Sau cum a spus lui Petru, rugați-vă să nu cădeți în ispită. Sau cum le-a spus apostolilor, rămâneți în cetate și voi veți primi o putere când se va pocură Duhul Sfânt. Rămâneți până când veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Rugăciunea în numele lui Isus este ceva ce Isus mi-a spus să mă rog. Că noi confundăm lucrurile. Că iau dorințele mele, iau plăcerile mele, iau poftele mele și spun acum, în numele lui Isus, cu Isus eu n-am discutat, cu Isus eu n-am nicio relație, nu-l cunosc, dar vin la Tatăl și folosesc în numele lui Isus ca pe o etichetă pe care o aplic pe toate dorințele mele. Și cam asta se întâmplă de obicei în rugăciunile noastre. Doamne, eu vreau asta și cer în numele lui Isus. Și poate Isus te întreabă, dacă când ți-am zis eu asta? Când ți-am sugerat eu să te rogi asta? Nu poți să te rogi în numele lui Isus dacă n-ai stat de vorbă cu Isus. Îmi amintesc cu ani în urmă când eram la Roma, fratele meu putea să schimbe asemenea cecuri. Și putea să-i dea lichiz, că lucra la un magazin și se putea face lucrul acesta foarte ușor, un prieten și de-al meu, și de fapt mai mult al meu, prieten, cunoștință, mă cunoștea. S-a dus la el și a spus, uite, eu sunt prieten cu Marius și vin așa în numele lui să schimbe asta. De atunci nu erau telefoane și se gândea că poate merge, dar așa s-a potrivit atunci că totuși telefoanele mai existau. Și m-a sunat, l-ai trimis tu pe acest la mine? Nu știu, nici am discutat cu el. Dar el a profitat de o relație, faptul că îl cunoșteam și să facă un favor. Cam asta se întâmplă și în rugăciunile noastre. Faptul că îl cunoaștem cumva pe Dumnezeu, suntem creștini și aplicăm ca pe o formulă în numele lui Iisus Hristos. Și Iisus Hristos n-a spus nimic cu privire la asta n-a sugerat nimic cu privire la asta. Rugăciunea în numele Lui Iisus Hristos înseamnă mai întâi ceva ce El a spus. Că același lucru este profeția. Același lucru trebuie să fie predica. Același lucru trebuie să fie dărnicia. Nu eu vreau să fac ceva și mă folosesc de numele lui Isus Hristos pentru a obține de la Dumnezeu. Asta e greșit. Că pun dorințele mele și vreau să mă folosesc și abuzez de numele lui Isus pentru a obține ceva de la Dumnezeu. Ori dacă predic, dacă vorbesc în numele Domnului, înseamnă că eu am stat de vorbă cu Domnul și Domnul mi-a spus, uite, vorbești asta. Vei spune asta. Îți spun mesajul acesta. Transmiți mesajul acesta. Asta înseamnă să vorbești în numele lui. Faptul că el te-a trimis, faptul că el ți-a sugerat ideea, faptul că el ți-a dat mesajul și tu doar îl transmiți mai departe. Nu iau un mesaj care îmi place mie și pun eticheta pe el în numele lui Isus. La fel se întâmplă cu dărnicia și la fel se poate întâmpla cu multe lucruri. Să stai de vorbă cu Dumnezeu și să spui, Doamne, ce să fac eu cu banii aceștia? Cine ar avea nevoie? Câte experiențe se mai întâmplă să te duci să ajute exact pe cine are nevoie? Cineva se roagă acolo a rămas fără bani, cineva cu bani în buzunar se roagă, cui să-i dau? Și Iisus undeva la mijloc El spune celui care are bani, te duci și dai lui cu tare. Asta e o adevărată dărnicie în numele Lui Isus. Și atunci e bucuros și cel care s-a rugat că l-a ajutat și el vede împlinită o rugăciune, o dorință, o așteptare, o nevoie și cel care a ajutat spune n-am dat așa niște bani mai să scap de ei. Dar într-adevăr am plinit o nevoie, mă simt împlinit. O dărnicie în numele Lui Isus Hristos. Și asta trebuie să înțelegem. În numele lui Isus înseamnă mai întâi și mai întâi ceva ce îți sugerează El, ceva ce îți spune El. Adică tu ești trimis de El, tu ești folosit de El. El vine și spune, cere lui Dumnezeu. El îți poate sugera în mod direct, adică poate să-ți spună să-ți descopere o persoană, sau îți poate sugera în mod indirect. Ce înseamnă indirect? Noi cunoaștem voia lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, un lucru bun. De exemplu, dacă e să pun bani la coletă și să-i pun pentru biserică, pentru lucrarea lui Dumnezeu, nu mai aștept să vină Domnul să mă bată pe omul să spună, hai, pune și la coletă acum. Pentru că eu știu deja să e voia lui Dumnezeu, în general, Și în mod indirect, eu știu că e voia lui Dumnezeu, fac lucrarea lui Dumnezeu, și e un lucru deja bun, nu aștept, nu ceva special. Și nu o să pun la coletă doar când o să aud o voce din partea lui Iisus, pune acum. Și o fac întotdeauna pentru că știu că asta reprezintă voia generală a lui Dumnezeu. Și în mod direct și în mod indirect Dumnezeu îmi poate vorbi, îmi poate sugera. Și la fel cu multe alte lucruri. Pot fie în mod direct să-mi vorbească Dumnezeu, pot să am o relație cu Dumnezeu, dar pot să am pentru că Dumnezeu îmi vorbește și prin scriptură. Și mă uit în scriptură și văd ce îmi spune scriptura despre darnicie, ce îmi spune scriptura despre rugăciune, ce îmi spune scriptura despre mesajul Evangheliei. Și eu pot să-l transmit, pot să-l duc. Dar apoi, în numele lui Isus, înseamnă, poate însemna și ceva în favoarea lui. Ceva în favoarea lui. Cornelescu atunci când a tradus Biblia, și mai ales acolo în Matei 18, unde spune că acolo unde sunt adunați doi sau trei în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor, el și-a dat seama că prepoziția aceea în, în limba greacă, are mai multe semnificații și una, este, una dintre ele este și pentru. Și de aceea el jos, așa, pentru o corectitudine, scrie pentru numele meu, adică adunați pentru numele meu. Adică scopul este pentru numele lui Isus. E ca și cum, da, eu am inițiativa să fac ceva, dar nu pe mine mă privește inițiativa că vreau eu un milion de euro și eu mă rog acum în numele lui Isus Hristos. Dar eu când cer ceva, stau și mă gândesc, chiar dacă nu mi-a spus nimic Dumnezeu cu privire la acest lucru, mă gândesc la numele lui, mă gândesc la voia lui, mă gândesc că l-ar avantaja pe el, mă gândesc că e ceva în favoarea lui. Și atunci eu vin și cer Tatălui ceva care este în favoarea numele lui Isus sau pentru numele lui Isus. S-au rugat apostolii. În fapte patru s-au întors, au fost bătuți, persecutați și s-au întors și au făcut o rugăciune și au spus și acum, Doamne, întindeți mâna să se facă semne și minuni. Dar de ce? Ca să fie prosrăvit numele robului tău, celui Sfânt Isus. Nu minunile ca noi să ieșim în evidență, ci minunile să se facă pentru ca numele Lui Isus să fie proslăvit, pentru ca numele Lui Isus să fie cunoscut, pentru ca numele Lui Isus să fie respectat și cam asta este și ideea Lui David. Pentru că acolo era vorba de numele Lui Dumnezeu. Și el acum acționează pentru că vrea să apere numele Lui Dumnezeu în fața oamenilor care pângăreau acest nume și el acționează în favoarea numelui lui Dumnezeu. El vine și spune, eu, acum mă ridic pentru că mă deranjează ca cineva să sfideze acest nume, să batjocorească acest nume al lui Dumnezeu și mă ridic pentru că vreau să acționez în favoarea numelui lui Isus Hristos, pentru numele lui Isus Hristos. Și când cer ceva, orice lucru aș cere, dacă cer bani, nu-i cer pentru că îmi trebuie mie. Doamne, eu vreau să am ceva pentru numele Tău, pentru lucrarea Ta. Dacă eu am o nevoie, nu-i greșit să mă rog pentru nevoile mele. Nu-i greșit eu să spun, Doamne, am nevoie de 1000 de euro. Dar nu, dacă eu am nevoie pentru problemele mele, nu pot să spun aceste rugăciuni în numele Lui Iisus, te rog. Că Dumnezeu nu mi-a spus și în favoarea Lui nu este. Ce spune? E pentru mine. Nu e pentru numele lui Isus. Și trebuie să fiu sincer și corect să fac distinție între o nevoie a mea, o dorință a mea și una care îl privește direct pe Isus. În numele lui Isus înseamnă și ceva ce ține de caracterul lui. Să fii ca Isus. Să fii ca El. Să cer ceva, să cer lui Dumnezeu mai multă iubire, să cer lui Dumnezeu mai multă răbdare, să cer lui Dumnezeu mai multă înțelepciune, mai multă îngăduință, mai multă bunătate, mai multă păcăință. Și toate astea le poți însuma și spune asta, țin de caracterul lui Iisus Hristos. Eu mă gândesc la numele Lui, mă gândesc la asemănarea cu El și aș vrea să fiu ca El. Și cer ceva care să schimbe și în caracterul meu când mă rog lui Dumnezeu, N-aștept să vină un înger să-mi aducă un semnal, un mesaj, să-mi spună, trebuie să te rogi ca Dumnezeu să-ți dea mai multă smerenie, să te ajute să, să fii mai smerit. Este deja ce ține de caracterul lui Isus asta. Și eu mă rog ca Dumnezeu să mă ajute să fiu mai smerit. Eu mă rog ca Dumnezeu să mă ajute să fiu mai iubitor. Mă rog ca Dumnezeu să mă ajute să fiu mai iertător, mai răbdător. Pentru că asta ține de caracterul Lui. Și o rugăciune pe care o pot face cu toată libertatea în numele Lui Isus, pentru că e ceva care ține de caracterul Lui. Sau ce spuneam din pentru numele Lui. Pentru că, de fapt, noi purtăm numele Lui Isus Hristos. Ce spunea despre numele Lui Isus Hristos? Noi la binecuvântare de copii punem numele Lui Dumnezeu peste copii noi purtăm numele lui Isus Hristos. Oamenii fac referiri la noi prin prisma numele lui Isus Hristos. Noi ne numim creștini. Când te-ai numit creștin, deja tu porți numele lui Isus Hristos. Și atunci atitudinea ta, viața ta, caracterul tău, cuvintele tale, vorbirea ta, faptele tale, acțiunile tale, trebuie să reflecte caracterul lui Isus Hristos. Și când te rogi rugăciunile tale, trebuie să vizeze schimbarea, modelarea acestui caracter. Nu poți să ceri în numele Lui Isus, ce știu eu. Doamne, dăm marihuana. n are cum. Este ceva incompatibil cu numele Lui Isus. E incompatibil cu caracterul, nu e o rugăciune, chiar dacă eu pot să pun eticheta în numele Lui Isus te rog. E deja un gând care nu poate veni de la Dumnezeu. Nu ține de caracterul lui, nu ține de un lucru bun. Și la fel orice lucru, poate acesta e dus la extremă, dar de multe ori noi ne rugăm pentru lucruri care sunt pentru noi, pentru plăcerile noastre, așa cum spunea Iacov, nu aveți pentru că nu cereți sau cereți rău cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Și de multe ori noi ne rugăm pentru lucruri pe care nu le știm. Și ce bine ar fi. Dacă vrem să ne rugăm cu adevărat în numele lui Isus Hristos, să stăm mai mult de vorbă cu El, să-i cerem lui Dumnezeu să ne descopere voia Lui. Și vă dau doar un, un mic exemplu. Să spunem că Dumnezeu vrea să-l întoarcă la El pe un om. Și așa cum un tată știe că vrea să-și îndrepte fiul, să le duce, nu reușește cu vorba bună și mai pune mâna pe nuia. Și Dumnezeu mai folosește și el nuiaua. Și să zicem că îi dă o boală. Ca prin boala asta să-l ajute, să se lase de marihuana, de băutură, de țigări, că nu s-a lăsat până atunci. Și Dumnezeu îi dă boala asta. Și eu vin, păstor, să mă rog pentru el. Doamne, în numele lui Isus vindecă-l. Dar nu s-a pocăit de astea. Și atunci, eu cum mă rog în numele lui? Nu-i mai bine eu să stau mai întâi de vorbă cu Dumnezeu, să știu Dumnezeu să-mi spună, nu te ruga pentru el. Nu te ruga pentru el. Nu te ruga să-l vindec. El are o altă boală, el are o altă problemă. Până când nu se rezolvă problema aceea, nu-l vindec. Că eu vreau, că el vrea, că familia vrea, că El doare, că țipă, e altceva. Dar ca să spun în numele lui Isus Hristos, eu mă rog pentru tine, trebuie să fiu conștient mai întâi, mi-a spus Dumnezeu asta? Mi-a spus Isus Hristos să mă rog, să nu mă grăbesc să mă rog. Scriptura spune, nu te grăbi chiar să te rogi pentru oricine. Nu te grăbi oricum, că e simplu să vii ce ai pus mâinile peste ceva în numele lui Isus. Sau poate Dumnezeu vrea să le ia acasă, pentru că până la urmă oamenii pleacă acasă, se duc la Domnul. Nu neapărat ca o păcate, dar Dumnezeu vrea, printr-o boală, puneți casa în aduială, că vei, vei, muri și vei pleca. Și printr-o boală Dumnezeu vrea să le ia pe unul acasă. Și eu mă rog, Doamne, în numele Iisus, am credință. Și de multe ori am avut discuții cu astfel de oameni sau cei de pe lângă ei. Nu? Dar noi dacă avem credință, trebuie să vindice. Dacă mie Dumnezeu mi-a spus că prin boala asta Dumnezeu îl pregătește și le acasă, eu ce trebuie să mai mă rog? Decât, Doamne, sfințește-l, ajută-l să se pregătească dacă are vreun conflict, să se împace cu toată lumea, să moară liniștit. Dacă mai are o dorință, să împlinești-o și cam atât. Și asta înseamnă adevărată rugăciune în numele lui Isus Hristos. Nu să vin, Doamne, vindecă-l și totuși vindecă-l și ai miră de el. Pentru că într-o zi, oricum, oamenii moară. Într-o zi, oricum, oamenii se duc. Nu toți vor fi vindecați. Pentru că într-o zi, oamenii, oricum, pleacă de pe pământul acesta. Și eu trebuie să fiu conștient când, mă rog, când, mă rog, pentru un bolnav, să pun întrebarea. Care-i scopul bolii? Ce vrea Dumnezeu de la el? Care este planul lui Dumnezeu? Nu mă grăbesc imediat, în numele lui Isus, gata, ești vindecat. Apostolii n-au acționat așa. Nu toți bolnavi au fost vindecati, Isus n-a acționat așa. Adică, nu toți bolnavi au fost vindecați. E adevărat că au fost unele locuri în care toți bolnavi, dar în altele niciunul, în alții doar câțiva. Și el n-a făcut semne numai așa de dragul de a face semne, ci minunile acelea au avut un scop ca numele lui Isus să fie proslăvit, ca numele lui Isus să fie cunoscut, pentru că el nu era respectat acolo, el nu era crezut acolo. Spuneam de dimineață, Nicodim, prin asta a recunoscut, învățătorul știm că este un învățător venit de la Dumnezeu, pentru că nimeni nu poate face semnele și minunile pe care le faci tu, dacă nu este Dumnezeu cu el. Deci pentru evrei, semnele, minunile, erau cartea de vizită, erau adeverința, dacă vreți, erau legitimația, că el este într-adevăr un om venit de la Dumnezeu. Dar acum, dacă Dumnezeu îmi dă o altfel de legitimație, eu mai mă rog să-mi dea alta. Să o folosească Dumnezeu cum știe, el folosește într-un mod sau în altul. El n-a făcut abuz de minuni de semne. Le-a făcut câte trebuie, ca oamenii, spune Scriptura, așa cum Ioan când scrie despre minuni, el a prezentat puțini minuni, dar el a spus, dar toate aceste semne au fost doar ca voi să credeți. Adică scopul era credința în numele Lui și crezând în numele Lui să aveți viață veșnică. Scopul minunilor acesta era, pentru numele Lui, ca numele Lui Isus să fie proslăvit. Și asta înseamnă că eu nu trebuie să mă rog în numele Lui pentru toți bolnavii, ca toți bolnavii să fie vindecați. Și eu trebuie să fiu conștient că sunt cazuri în care Dumnezeu vrea pe unii să ia acasă, pe alții să se mai smerească, alții să se mai pocăiască, prin alții Dumnezeu să-și proslăvească numele pentru vindecare. Dar asta o decide Dumnezeu, nu o decid eu. Și când spun în numele lui Isus Hristos, eu trebuie să știu, da, ce spune Isus. Pentru că în numele lui Isus înseamnă că eu sunt un mesager al lui Isus Hristos. Eu trebuie să fiu un purtător de cuvânt al lui Isus Hristos, un ambasador al lui Isus Hristos. Eu nu vin să-mi spun părerea mea, ci o spun, așa a spus Dumnezeu. Așa ar face Isus în locul meu. Așa spune El. De aceea, în această seară, mă rog ca Dumnezeu să ne dea lumină și înțelepciune să folosim bine numele lui Isus Hristos. Așa cum cei șapte feciore a lui Șceva au vrut să abuzeze de numele Lui Isus. Au crezut că El este o etichetă. Vă jur pe numele Lui Isus pe care îl propovădește Pavel să ieșiți afară. Și au ieșit ei bătuți bine. Pentru că numele Lui Isus Hristos nu este o formulă magică cu care obții ce vrei tu. Și numele Lui Isus Hristos este, dacă vreți, o putere, o autoritate sub care te așezi, sub care mă așez și spun, Doamne, spunem ce trebuie să spun, spunem ce trebuie să fac, spunem unde să merg, spunem, Doamne, ce să dau, spunem, Doamne. Asta înseamnă, în primul rând, în numele lui Isus Hristos. Când Dumnezeu îmi porucește, iar eu nu sunt altceva decât un mesager care transmit un mesaj care nu este al meu, care iau niște inițiative care nu sunt neapărat ale mele, ci împlinesc voia lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare înaintea Domnului, să mulțumim Domnului pentru numele Lui Iisus Hristos, pentru că este cel mai puternic nume, slăvit să fie numele Lui. Și ne rugăm în numele Lui Iisus și aducem laude, aducem slavă, aducem mărire și glorie și vrem totodată să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea lumină, călăuzire, pricepe. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne răspundă rugăciunilor noastre. Să ne descopere voia lui, să ne arate care este calea lui pentru noi. Amin!